Milano acum în post, apărat de Radu Paliciuc. În capcană a Sibiului, mingea rămâne la Moldoveanu, care se întoarce și înscrie acest buzzer beater, care o readuce pe UBT în față de finalul primului sfert. Înscrie. Această partidă. Moldoveanu pe step back, superb. A păcălit pe Paliciuc. În continuare, iată probleme la aruncările de un punct. Moldoveanu acum pe pătrundere. Jucat tare. Baru acum cu un blocaj pentru Rașici. Moldoveanu, rebound ofensiv. Este, cred, principalul marcator al echipei. Moldoveanu din nou cu spatele la coș. Un Marcel Davis apărat foarte atent de Dykes. Mihailovic previzibil. Nu reușește să se apropie, iar Clujul își mărește avansul. Jucătorii lui Mihai Silvășan apelează din nou la liderul Vlad Moldoveanu, care n-a avut per total. Moldoveanu din nou în duel cu Popescu. Se apropie Moldoveanu, se întoarce pe mâna stângă și obține faultul. Astfel de dueluri Moldoveanu, superbă pasă pentru UBT. Are acum o victorie în plus față de Steaua.